Infecțiile vaginale sunt foarte răspândite în rândul femeilor de toate vârstele. Două dintre cele mai frecvente simptome ale acestei probleme sunt senzațiile de arsură și mâncărime în regiunea genitală. Femeile prezintă un risc crescut de a experimenta infecții genitale față de bărbați. În general, aceste infecții sunt însoțite de simptome precum mâncărimile. inflamațiile. Iritațiile, senzațiile de arsură și, în unele cazuri, modificări ale secrețiilor vaginale. Simptomele menționate sunt mai intense la femeile cu vârsta cuprinsă între 15 și 40 de ani. Trebuie însă să reținem că acestea pot avea o mare varietate de cauze stresul, eczema, soreazisul, vaginoza bacteriană, modificările hormonale, slăbirea sistemului imunitar, o igienă precară sau excesivă, infecțiile bacteriene sau fungice, bolile venerice, remediile naturale chiar funcționează, conform medicinei alternative. Există anumite remedii naturiste care pot fi folosite pentru a trata vaginoza bacteriană precum și simptome ca mâncărimile și arsurile vaginale, însă acestea nu trebuie niciodată considerate a fi înlocuitori pentru produsele farmaceutice prescrise de medicul tău. Majoritatea remediilor naturiste recomandate de medicina alternativă conțin ingrediente despre care se presupune că au proprietăți antimicrobiene și care pot facilita eliminarea cauzei de bază, însă eficiența acestor ingrediente ingrediente este deseori exagerată. 1. Iaurtul, unul din cele mai populare remedii pentru infecțiile și disconfortul vaginal este iaurtul. Multe persoane cred că acidul lactic și bacteriile din componența iaurtului natural pot să amelioreze mâncărimile și arsurile vaginale și să reducă riscul de infecții. Reține însă că aplicarea iaurtului în interiorul vaginului nu va elimina infecțiile actuale sau preveni disconfortul în viitor, chiar dacă îl folosești în fiecare zi. Nu există studii științifice care să susțină folosirea acestui remediu natural. 2. Oțetul de mere. Ideea că oțetul de mere are proprietăți antibacteriene și antimicotice și că poate fi folosit pentru a elimina bacteriile și ciupercile precum și pentru a regla pH-ul natural al vulvei, a câștigat multă popularitate în ultimii ani. Însă medicii nu recomandă folosirea acestui remediu în niciun caz. Nici măcar ca adjuvant pentru tratamentul medicamentos. Aplicarea topică de oțet de mere poate cauza reacții adverse cutanate în special la nivelul regiunii genitale. 3. Usturoiul, una din cele mai greșite concepții care circulă pe internet la momentul de față este ideea că usturoiul are puternice proprietăți antibacteriene și antibiotice capabile să elimine bacteriile și drojdiile implicate în infecțiile vaginale. Însă, până în prezent, nu există dovezi suficiente pentru a susține aceste afirmații. Așadar, nu recomandăm folosirea usturoiului pentru a trata orice disconfort sau infecție. Aplicarea serului cu vitamina E. Aia urtului sau a usturoiului pe regiunea genitală nu va elimina infecțiile sau stimula sistemul imunitar. Sfaturi pentru a evita mâncărimile și arsurile vaginale. curățăți vaginul din față spre spate. Fă duși după antrenament și usucăte adecvat. Evită să te scarpini pentru a preveni iritațiile. Poartă lenjerie intimă din bumbac. Dacă ai des mâncărimi, Schimbăți ți de cel puțin două ori pe zi, încearcă să dormi fără lenjerie intimă până când mâncărimile dispar, evită boile cu spumă, șervețele umede parfumate și loțiunile vaginale. În schimb, folosește un săpun cu pH neutru, astfel încât să nu alterezi pH-ul regiunii tale intime, înainte de a folosi orice remediu. Este bine să consulți un medic și să-i urmezi îndeaproape instrucțiunile. Nu uita, deși poate părea inofensiv, Aplicarea de alimente ca urtul sau usturoiul pe o regiune atât de delicată precum vaginul poate avea reacții adverse grave, agravând problema inițială. Dacă ai încercat remediile prezentate anterior și nu ai observat nicio ameliorare, consultă un medic ginecolog de încredere pentru a te supune unui control amănunțit și a primi un diagnostic.